Copilul, am vrut să multe, am trecut prin multe. Ce vârstă avea? Bine, 13, 12 ani, jumătate, 13 ani. Este vârsta de trecere. Este foarte grea vârsta și mai ales când un copil este influențat. Am plâns foarte mult, am suferit foarte mult. Au fost momente când ai crezut că nu o să se mai întoarcă la tine? Normal că au fost momentele astea. Când ți-a fost cel mai greu? Când am ieșit din casă și când am vrut să-l iau. Și nu a vrut. Și ce s-a întâmplat? Ce ți-a spus? Că nu vreau. Ce-mi oferi? Ce-mi oferi tu? Dragoste. Tu ești o boschetară. Tata are... Îmi oferă, are casă, are masă, are bani, tu n-ai nimic. Era copil, știi, o mamă iartă. A fost o perioadă foarte grea, când nu mi-am văzut copilul, nu-mi lua telefonul. Mă duceam la școală, nu vrea să mă vadă. Mi-aduc aminte și de fiecare dată îmi vine să plâng. Rugăciunile mele au ajuns la Dumnezeu și am ajuns la fericita mea zi când copilul mă sună. Nu mai spun că am fost în ședințele de judecată ca să-mi obțin dreptul la copilul meu. E foarte dureros și după aia să-ți chemi copilul acolo și să-l întrebi cu cine vrei să rămâi. Și el a zis cu tata, cu mama nu vreau. Multe drame, multe suferințe am avut în viața mea și... Crezi de ce am insistat și am vrut enorm de mult să mai fac un copil? Pentru că îmi pierdusem speranța că îl voi mai avea vreodată pe Cristi. Mă bucur enorm de mult pentru că m-am rugat foarte mult la Dumnezeu ca Cristi să înțeleagă, pentru că i-am zis, mami, și niciodată n-am insistat și nu i-am băgat în cap, uite, așa e taică-tu, uite, așa e în familia aia. I-am zis un singur lucru, dragul mami, o să crești și o să înțelegi singur. Era o vârstă foarte delicată, 12-13 ani. Oho. Pentru un copil, atunci când divorțează părinții, eu cred că acea durere am trăit-o și eu și Cristi. Cristi și-a manifestat-o, cred că într-un fel, eu stăteam cu durerea mea în suflet și o am și în prezent, în sufletul meu. Da. Cât timp a fost frumos în familia ta, Adriana? A fost frumos din... până la nuntă. După nuntă nu a mai fost frumos. Până la nuntă? Da. Adică un an de zile? După nuntă s-au început așa divergențele în familie. Neînțelegeri. Cristi la cât timp a venit? Băiatul tău? Cristi a venit la aproape 4 ani după căsnicie. Eu l-am născut la 21. Da. La 21 l-am adus pe Cristi. Și... am trăit cu gândul că am un copil și trebuie, știi cum noi suntem femeile, româncele, trebuie să răbdăm, să nu cumva să ai se audă vorbe, ce o să gândească lumea, ce o să vorbească lumea. Just, vreau să te întreb, ai gândit că venirea pe lumea lui Cristi avea să-ți aducă o reconciliere, un echilibru? Mă gândisem și la treaba asta, sigur, ca orice femeie. Că se vor aranja lucrurile, venirea unui copil, dar n-a fost să fie. N-a fost să fie. Și am așteptat 17 ani. Multe lucruri care nu vreau să le discut, care chiar, sinceră să fiu, îmi aduc așa un dezgust și un amar în suflet. Când e vorba de un copil, mai ales când este vorba de un copil. Pentru că copilul era prezent la multe certuri în familie. Și nu am vrut să... Ai așteptat totuși ca acest copil să crească. Să crească, da, da. Și tot speram că o să fie bine, o să fie bine, că o să... Când o să fie schimbări Cristi... în familie, că trebuie să fie mai departe familia unită, să nu o dezbinăm, să nu ne despărțim, dar n-a fost să fie. Am tras pisica de coadă prea mult timp. Atunci când am divorțat, mi s-au adus foarte multe învinuiri și acuzări și multe, multe, multe lucruri pe care intenționate au băgat copilul meu în cap. Multe lucruri urâte despre mine. Ce a fost în sufletul tău, Adriana, când a zis Cristi că nu pot să vin cu tine, mamă? Multă durere a fost în sufletul. Multă durere. Știi, poate și până în prezent, durerea asta încă mă macină în interiorul sufletul meu. Ce ți-ai fi dorit să trăiești
cu Cristi, lângă Cristi? Mi-aș fi dorit să timpul pe care mi l-au luat, care nu l-am petrecut cu el, aș da tot ca să trăiesc timpul ăsta care nu l-am petrecut cu Cristi, să-l trăiesc din nou cu el. Să poți să-ți recuperezi. Toate aceste clipe să le recuperez și să pot să mă bucur alături de copilul meu. Gândești că a vorbi câteodată poate fi în dezavantajul propriului copil până și să-ți iei apărarea, până și să spui, să te justifici, să te explici pentru o decizie pe care ai luat-o. Și aici mă refer la Cristi, mă refer la copilul tău cu care cel mai probabil, așa gândești, așa simt, că ai fost împiedicată să ții legătura, să poți să-i aduci la cunoștință sau să-i prezinți. Normal că era destul de mare. Eu doar atât te-am zis. Ai să crești și ai să înțelegi. Și toate rugăciunile mele către Maica Domnului au fost auzite și acum băiatul meu este mare, este matur, gândește altfel. A preferat să stea mai mult cu tine. De puține ori se întâmplă că un copil să aleagă să rămână cu tata. Da, și eu am fost uimit, mirat, cum vreți. Pentru că în ziua aceea când s-a destrămat familia, eu practic n-am avut. Eu eram la servici, am venit la servici, n-am apucat să vorbesc acest subiect cu Cristi. Chiar n-am apucat și mereu m-am evitat. N-am vrut să-l implic în neplăcerile familiare, pentru că un copil trebuie să vadă mare parte cea frumoasă a familiei, nu celelalte. Dar m-am mirat atunci când mi-am dat seama că Adriana pleacă, zic, pleacă și el, normal. Și m-am mirat că atunci când a zis el, el nu pleacă nicăieri, că rămâne acasă cu tata. Uh-huh. Nu venea să cred, dar dacă așa a fost, pe de o parte m-am bucurat, pe de altă parte a fost cam greu, pentru că nu poți să înlocuiești mămica niciodată. N-ai cum, da? Dar m-am străduit și din cât de greu a fost, m-am descurcat, da? Uh-huh. Da, au fost momente peste ani când l-ai întrebat de ce a ales așa? Da, am încercat noi așa să discutăm chestia asta fără ocolișuri. Am discutat așa cu doi bărbați și răspunsul a fost același ca și acum 10 ani. Am preferat să rămân în casă cu tine. Atât, da. Poate că asta l-a influențat în mare parte, nu știu. Nu am încercat să-l discos, că nu am vrut să-l răscolesc sentimentele care poate nu sunt tocmai cel mai fericit din asta. Uh-huh. Încerc să-i transmit și lui Cristi, indiferent de ceea ce se întâmplă în viață, niciodată să nu împarți dragostea părinților 50-50, nu, trebuie să iubești pe ambii părinți la fel. Bineînțeles că mamei trebuie să dai o importanță în plus, pentru tot ce este o femeie. Bărbații, dacă cad jos, urcă sus, înapoi, mă rog, la femeie e un pic mai complicată în acest sens. De-aia trebuie să-i acord maxim atenție mamei și mai ales atunci când ea nu se așteaptă, să face o surpriză, să merge în vizită tocmai atunci când nu-și dă seama că vei bate la ușă. Cred că ăsta este un cadou imens pentru un părinte când îți vine copilul la ușă fără că să te anunțe. E o surpriză. Și încerc să-i transmit și lui Cristi, să-i explic eu că divorțul ăsta nu e sfârșit de viață. De-aia trebuie să-ți iubești părinții în continuare și să-i respecti doar pentru cei care ți-au dat viață. Celelalte lucruri sunt mărunte.